De-a lungul a 25 de ani de independență au existat în cultura din Republica Moldova, există oameni entuziaști care știu să își asume niște responsabilități. Responsabilități în fața lor, în primul rând, pentru că ceea ce fac este probabil că un destin. Așa sunt cei de la OVH Studio, motiv pentru care vreau să-i felicit și să le mulțumesc pentru munca lor la cronograf. Ministerul Culturii a fost întotdeauna alături de acest eveniment pentru că conștientizează prestația și prestanța acestui eveniment în general în atmosfera culturală din Republica Moldova. Închipuiți-vă, doar 600 de filme au participat în acest an la preselecție, dintre care 50 au fost alese pentru concursul cronografului din acest an. Și o geografie impresionantă de peste 50 de țări, care din evenimentele culturale, doar câteva numărate, mai pot concura după notorietate cu cronograful. Știm foarte bine că și premiile care au fost oferite în cadrul acestui festival au fost oferite unor filme absolut deosebite care s-au remarcat ulterior și la alte festivaluri și în alte țări. Mă bucur de asemenea că găsesc în organizatorii acestor festival nu numai niște exegeți absolut deosebiți în selecția filmului documentar, cel care de fapt reprezintă realitatea vieții noastre, dar sunt și niște oameni care nu se plâng la fiecare colț că nu există bani. Ați văzut că perseverența lor a dat primele roade și vreau în mod special să felicit pentru această primă victorie în cadrul programului Europa Creativă, pe care am avut onoarea să-l semnez în aprilie 2015. Iată, acest grant de 35.000 de euro vine bine meritat.